Pentru port forward este nevoie să ne conectăm la routerul nostru. Ca să aflăm IP-ul intern al routerului, deschidem command promptul și scriem ipconfig. Aici aflăm IP-ul intern 192.168.1.1, îi dăm copy, deschidem browserul și îl trecem aici. Ne logăm pe routerul nostru. Interfața o să difere de la router la router. În cazul meu, port forwarding-ul se găsește în application, port forwarding. Îi dăm enable, punem o denumire, 5M. Protocolul trebuie să fie, mare atenție, TCP și UDP. Iar pentru IP address, ne uităm în ipconfig-ul din command prompt și o să vedem IPv4 address. Acesta îl punem peste tot unde ni se cere. La port o să fie întotdeauna 30120, îl copiem, la IP la fel, 30120 și adăugăm. Bun, acum, pentru a finaliza acest port forwarding, trebuie să oferim acces din firewall-ul Windows-ului. Pentru a adăuga serverul nostru în lista de excepții a firewall-ului, mergem în Search, căutăm Firewall și îl selectăm pe cel cu Advanced Security. Mergem la Inbound Rules, New Rule, selectăm Program, Next. Aici mergem în Artefacte și selectăm exe-ul serverului nostru, acest FX Manifest. Pe acesta îl găsiți din tutorialul anterior de cum instalați un server în 2 minute de 5M. Îl selectăm. Apăsăm Next. Allow the connection. Next. Îl denumim 5M-exe. Finish. Acum facem același lucru și pentru outbound. Mergem. Adăugăm exe-ul. Și dăm allow the connection. 5M-exe. Finish. Acum este necesar să adăugăm atât portul UDP, cât și cel TCP 30120. Allow. Și punem o denumire ca să ținem minte că acesta era TCP. Finish. Adăugăm încă o dată. Acum adăugăm portul de tip UDP 30120. Allow the connection, next, 5M, UDP. Facem exact același lucru și pentru outbound. Deschidem cele două porturi, 30120 pe TCP, allow the connection, 5M, TCP. Bun. Adăugăm și pe cel UDP, port UDP 30120, allow the connection, next, 5M UDP. Bun, acum vă căutați IP-ul pe internet, îl oferiți prietenului vostru, iar acesta se conectează prin Direct Connect la serverul vostru. De asemenea, trebuie să așteptați o perioadă de 20-25 de minute până o să se afișeze serverul pe lista de servere a 5M-ului, pentru că atâta durează să își dea refresh.